Salutare, salutare! Trei de noapte cu Bubanu și Pali aici la RNTV. Bună seara, bună seara! Energie în toată țara. Lipsă. Da. Cine bagă mașina de spălat seara, scoate energia din sistem. Asta e tema noastră. Da. A? Așa zice Burduja, are niște sfaturi pentru noi. Vedem. Burduja, sfaturi mai mult decât năstrușnice. Dar nu s-au auzit vorbind oamenii ăștia pe bure, adică... În... Da. Limbajul sistemului este ok, foarte ok ce zice el. Ah, în limbajul și în logica omului normal este total anapoda. Da. Acum depinde de ce parte a baricadei sunteți. Dacă sunteți cu sistemul, Burduja e cel mai șmecher, are dreptate, e perfect. Dacă sunteți pe partea asta cu oamenii normali... Eu sper să n-am de ăștia pe scară, să da. Ceapă să învâși de mașină acu... de spălat ce... pe la 3 dimineața în cap, că fac curând. Da, bine... Da. El zice să băgăm dimineața pe la 9, 10, nu la 3 dimineața. Da? Da. Să nu băgăm mașina seara, că atunci e consumul cel mai mare. Dar domn Burduja nu s-a gândit la un aspect simplu. Că oamenii, de exemplu, bagă mașina de spălat între 6 seara și 21, între 6 și 9, că atunci vin de la muncă. Da. Că până atunci sunt la muncă. Da? A, ori mai fi șmecheri care își pornesc mașina de spălat de la serviciu, știi? A, prin wireless. Prin, da, frigiderul, la fel. Pac, pac, nu-i problemă. Frigiderul nu să-l pornească, că la n-ai cum să-l ții oprit decât dacă vrea sistemul. Când îți opresc ăștia energia, pică și săracul frigiderul tău. Cine are de-astea deștepte? La mine... Da, să-ți deschizi, de exemplu, frigiderul doar așa, că este... o sculă inteligentă, tu să fii la muncă și din când în când să se mai deschidă ușa frigiderului cu în casa goală. Da, da. Dar doar pentru că poate dispozitivul așa să facă treaba. La mine frigiderul, cea mai mare performanță lui e că atunci când închid ușa să stinge lumina. E maxim, la da. Mai mult nu poate. Da, e sigur? Asta e, păi vezi, trebuie să te închizi da, acolo cu el, să vezi. Corect. Okay. Da. Încă un loc din Ploiești scos din gunoaie, titrează ziarul ploiești.ro, vedem okay. Despre ce loc din oraș a fost... curățat, da? Da. Asanat. Tot de la ziarul Ploiești.ro, o știre un pic mai vechiuță, dar am omis-o la momentul respectiv fără voie. O să aveți și niște imagini drăguțe. S-a lansat tricoul aniversar Petrol 100. Da. Eu aș propune, tot dacă aude cineva, bă, câteva meciuri de acum înainte să joace băieții cu tricoul ăsta pe el, nu de alta, dar scrie mare pe piept. Păi, 100. De la 100. CTA, ca să nu uite. Că până acum primele două etape mi-am făcut impresia că nu conștientizează importanța... Da, asta am așteptat și noi un pic și am dat știrea acum. Importanța acestui an pentru suflarea petrolistă, da, anul centenar. Cred că joacă cu el pe piept, poate, bă, stai bă că e anul centenar, bă, să nu... Hai naibii să fac ceva, să da. Nu facem. Au trecut două etape în care petrolul a arătat cum a arătat și am zis, haide totuși să vorbim despre petrolul 100, ăsta, atenție, este tricoul suporterului. Da. Dar nu contează, tocmai, da, să joace ăștia în teren cu el. Da, măcar așa, un meci, două. Românii nu mai au nevoie de viză pentru Thailanda. Măsura a intrat deja în vigoare. Păi de când așteptam noi, colegul, exact, să călcăm prin Thailanda? Prin Thailand. Toate ieftine, și alea mici, și alea și mari. Alea mari. Da, și alea mici, și alea mari. Da. Actualitatea prahoveană. Aici tot din actualitatea prahoveană, legat oarecum, da, da, de știrea asta, campanie națională pentru ca românii să poată merge în SUA fără vize. Fără viză, ăsta e titlul. Apelul guvernului pentru cei care au călătorit deja în Statele Unite. Să vedem ce legătură au ăștia cu faptul că noi vrem să călătorim, ăștia care n-am fost niciodată până acum, să călătorim fără viză. Da, dacă campania națională e clar că nu ne ajută cu nimic. Singura campanie care ar putea să ne ajute într-un fel sau altul în acest demers ar fi aia internațională, dar americanii, ce să vezi, se luați cu alte treburi, cu plecarea lui senilul ăla. S-a dus el, nu știu unde s-o fi dus. Poate să se pregătește să se ducă de tot. Nu știu. Da, bă, fie sănătos, da. Au iată griji pe cap. Să fie sănătos. Au iată griji pe cap la momentul ăsta, în afara vizelor pentru români. Așa, las că vine Kamala tare. Da. Kamala, în sfârșit, dacă vă uitați la mâinile, așa o cheamă Kamala? Sau Kamala cum? Harris. Kamala Harris. Dacă vă uitați la mâinile ei, la degete, are urme de ațe. Da? I-a oprit și circulația ața aia. Îl ținea cu ațe, așa îi făcea lui ăla bătrân, lui Biden. Da. Da? Ea era păpușarul, ăla era păpușa. Și bine, la rândul ei are și ea ațe agățate de spate pe care le manevrează alții. Normal. Asta nu-i problemă. Da. Bun. Sporuri de 1000 de lei pe lună la Ministerul Mediului pentru complexitatea muncii, de exemplu. Bă, voi săracilor, că munca e ușoară.
Da. Așa, probabil, gândesc unii. Ce, bă, munca e ușoară. Zice, nu. Munca lor. Da. Munca este complexă și pentru că munca este complexă, cei care desfășoară activități complexe în câmpul muncii trebuie remunerați corespunzător. Da. Le primesc și șoferii. Da, bă, ce este? Da. Și vedem noi cum mai este munca. Pentru că mai au încă două sporuri pe lângă asta, complexitatea muncii. Ministerul Mediului, care, by the way, este unul dintre responsabilii situației cu urșii din România. Deci el ar fi trebuit să vină cu niște soluții, evident nu să împuște urșii, în care să avem și noi liniște pe partea asta, la fel ca Slovenia, la fel ca Spania, ca au și aia Pirineea acolo, la fel ca Franța, da, cu Alpii și așa Bulgaria, mai departe. Bulgaria, că nici pe Bulgar nu i-am auzit. Da, bulgarii, nu știu ce munți au ei așa cu urși. Dacă nu mă înșer. Cum avem noi. Dar noi avem mare parte din România este zonă muntoasă, împădurită. În Bulgaria mai puțin. Da, dacă nu mă înșer, cel mai înalt vor din Bulgaria depășește modul ăla, dar nu bag mâna în foc. Da. Dar, bine, n-au ca masă, n-au munți câți avem noi, dar ca suprafață. Da. Bun. Okay. Burdujan. Nea Burdujan nostru. Nea Burdujan. Zice în felul următor. Dacă un român vrea să facă un bine, un pustiu de bine, cum zicea bunica, din perspectiva sistemului energetic, atenție. Deci tot al lor. Da. Ar trebui să nu pornească mașina de spălat seara. Ok. Auzi? Da. Asta de pe Digi24. Ce să nu mai pornim seara, domnul Bun? Ia, mai spuneți-l dumneavoastră. Frigiderul. Ok. Da. Încă un loc din Ploiești scos din gunoi. Hai să-l luăm pe rând despre ce e vorba. ZPL.ro ne lămuresc oamenii ăștia. De aici directorul SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești, Dragoș Măchițescu, a anunțat că societatea pe care o conduce va reda Jianu locuitorilor din zonă. Da? Da, Jianu, zona Jianu, zona de sud. N-a fost al meu, nici al vostru, al urmașilor voștri. Este vorba despre o suprafață de aproape 5.000 de metri pătrați, situată la intersecția străzilor Democrației, Jianu și Bulevardul București, vis-a-vis de intrarea pe sub pod la centrele alea comerciale, da, construite într-o bucățică, nu? La o bucățică, da? Din suprafața care era atribuită uzinei 1 Mai. Upetromul, după aia, da. Și după aia nimic. Pustie. Măchițescu a zis așa. Așa arată nepăsarea. Aici era odată un loc de joacă. De mai bine de 20 de ani, această zonă a fost efectiv neglijată, devenind o adevărată junglă urbană și un focar de infecție. Foarte corect. Am trecut pe acolo și m-am speriat ce e acolo. Vom curăța lotul de vegetație și de gunoaie, iar ulterior aici vom avea un spațiu verde. Este și o poză însoțitoare de articol. Dar nu ne prindem prea mult ce s-a întâmplat pe acolo. Probabil că deja parceluța asta este curățată. Curățată, da. Da. Dar acolo era o mini pădurice. Da? Da. Alea nu mai erau bălării. Pentru că aveau tulpina mai groasă decât mâna mea. Așa era bine la țară, când am fost acolo, am băgat motocoasa, domnul Speria. Da. Domnul Măchițescu, dintre toți cei care n-au candidat, e singurul care își continuă o campanie electorală. Bine, își face omul treaba, dar încă o dată spun, păi frate, voi de-aia sunteți acolo. Da. Să faceți lucrurile astea. Da? Serviciul de gospodărie urbană, printre altele, cu asta se ocupă. Ok. Da, eu vreau să am surprize. Uite, nu vreau să fiu înștiințat pe rețele de socializare. Vreau să trec așa prin loc pe care știam până roagă. Ieri te-ai dus să cumperi ceva de la supermarketul ăla. De asta nu înțeleg. Ai uitat să iei ceva, te-a boscorodit soția și te-a mai trimis odată a doua zi, adică azi. Trece bubanul azi pe acolo și vede alt loc. Curățat, cu locuri de joacă. Eu să știți, da, așa cum vorbesc cu toți, cu cei de la SGU și cu toate serviciile și structurile locale, administrative, bă, să știți că eu știu, cunosc cine a făcut treabă și cu siguranță multă lume. Că vreau să zic, uite bă, ăștia de la serviciu de urgență, de la ambulanță, au venit și au curățat aici. Bă, bravo lor! Eu știu că clar a făcut... SGU a făcut, nu avem ce să facă, dumneavoastră SGU. Te zic, eu vreau să fiu surprins. Așa, vesti ca surprins. Acum când să trec prin zona Jianu, încă, uite, m-au făcut oamenii acolo. Hai să facem treabă și că de-aia suntem pe lume. Bun. Da, probabil că tu îți dai seama. Alții, care sunt și ei alegători, da, că suntem în democrație, nu-și dau seama. Și atunci, Mache se supără. Zice, bă, stai puțin. Eu fac, asta este treaba mea să fac. Am făcut și totuși, uite, oamenii zic că a făcut altcineva sau nu știu că am făcut eu. Și eu m-am zbătut, adică vin la muncă doar ca să muncesc. A,
Nu e bine. Buba nu știe cine a făcut. Pali știe, dar mulți poate nu știu. Da. Și atunci el da, pune, postează și el. Băi, uite, da, eu mă ghițesc cu șeful de la SGU, eu facem. Salutăm pe Machie și îl pupăm. Da. Da, da, să zic. Facem că trebuie să facem, până la urmă. Dacă de 20 ani nu s-a făcut, nu e bine. Da, până la urmă, e ca și cum așa o căs. Dar un comunicat, că azi am fost cu Mihai și am filmat două emisiuni sau una. Sau... și da, am venit ca să-i treabă. Bun. Bun. S-a lansat tricou aniversar petrol100zpl.ro. Ia să vedem, tricou frumos. Îmi place că e vintage așa cu șnurul ăla la gât, da, aici. Da? Tricoul Petrol 100, dedicat suporterilor petroliști, a fost lansat în cadrul unui eveniment care s-a desfășurat la magazinul oficial al clubului, în prezența 6 dintre jucătorii Lupilor, Gicu Grozav, Valițicu, ia uite, Paul Pap, Mario Bratu, Luca Zima și Alexandru Matei. Da. Și care s-a bucurat de prezența numeroasă a fanilor până să înceapă campionatul. Da. Având culorile tradiționale ale Petrolului, dar și un stil retro, menit să simbolizeze istoria centenară a clubului, tricoul este conceput, da? Design by Ionuț Cărbureanu. El este care se ocupă și de tot ceea ce înseamnă grafică și video. Da, un băiat care muncește mult, mult de tot, din pură pasiune. Da? Dacă vă spune că Ionuț, plecând de la designul și realizarea cu designul. Logo-ului centenarului, da, și tot ceea ce înseamnă. Designul autocarului. Da. Iată, acum tricolele său n-a câștigat un leu, băiatul ăsta. Am aflat că face pro bono. De pe urma muncii lui, da? E un lucru care mai puțin se regăsește în atitudinea multor de terminul. Și de aceea, când avem ocazia, amintim și numele lui. Da, Ionuț Cărbureanu. Da? Băiat extraordinar. E găsit în magazin, am înțeles că undeva la 200 de lei. Prețul mi se pare corect. Da, nu e nici de dumping, nu e nici de... Da, să-l vedem și noi în poză întâi. Da. Bine, sunt băieții de la Petrolul. Mult mai încrezători, observăm înaintea atunci când fac poză, înaintea statului, și mult mai stăpân pe ei la poze, la selfie-uri, decât în a exprima prin joc în teren. Da. Ceea ce știu și pot. Că eu sunt sigur că oamenii ăștia pot. Păi pot. Eu deci pot mult mai mult decât arată. Eu i-am văzut putând. Da. Dacă îi vedeam putând, zicea, bă, nu pot. Dar ei pot. Ok. Da. Hai să-i vedem și în teren acum, de la a treia etapă. Uite, poate de-aia zic, măcar 2-3 meciuri, uite ăsta, primul derby. Acum, jucați-mă cu astea pe voi. Da. Da? De câte ori vă vedeți în teren, să știi, vă aduceți aminte, bă, 100 de ani, Petrolul, centenar. Hai să facem la un fel. Ok. Bine, eu aș fi făcut tricou oficial. 100 de joc. Da. L-aș fi făcut pentru centenar, așa l-aș fi făcut. Și asta, din ce am înțeles de la Ionuț, tricoul astea ar fi trebuit să fie firma sponsorului tehnic al echipei, da, așa o zicem noi acum. Dar oamenii au spus că, domne, va dura prea mult ca noi să facem tricoul astea cu brandul nostru. Și așa s-a ales varianta asta. Dar ce durează prea? Ce face? Sapă? Ce fac? Puț? Sapă un puț de ăsta, dar și nu se știe. Adică, băi, noi putem săpa 100 de metri și tot să nu dăm de tricouri. Da. Eu nu știu cum am făcut. Ce durează mult? Vis-a-vis de sponsorii tehnici, am fost echipe pe Liga 3 din România cu sponsori tehnici mai tare decât ai noi. Lasă, că asta se cheamă că e tradiție, că suntem de mult cu ei. De mult. Ba da, am văzut eu niște imagini că ăștia sunt mai de mult. Dinamo e mai de mult cu ăștia decât. Da, mă rog. Ok. Nu sunt nici cei mai buni, nici cei mai culmea că am văzut niște poze alb-negru. Eu nici nu știam de brandul ăsta. Eu am auzit de el, nu știu, după 2000. Da. Ceva de genul ăsta. Hai, vedem și se observă mai bine aspectul retro, da? Izul retro al tricoului din filmuleț. Foarte frumos făcut și filmulețul, da? Filmuleț, uite, cu șnur la gât, așa frumos. Asta e cusătură de tricou modern. Da. Am magazinul văzut oficial al clubului. Ok. E tricoul prezentat pe Nana, sau cum îl cheamă pe ăsta de a venit din Ganezul American. Ganezul American, da. Okay. Am avut ocazia să-l văd pe viu, pe la stadion. Nu arată rău. Și de multe ori poate arată bine în filmulețe și arată bine și foliul așa. Da. Un nume, o istorie, un destin. Petrolul Ploiești. Asta trebuie să... Eu cred că i-aș pune să scrie pe tablă asta. Un nume, o istorie, un destin înainte de fiecare meci. De 100 de ori. Da, cum ne puneam pe noi la școală când ne pedeseam. Mulțumim. Da, ăsta e. Bravo. Da. Hai, Petrolică, hai, fă ceva, pentru că orașul ăsta, el respiră fotbal, da? Oh. Oricum, de respirat așa la propriu, normal, n-avem cum să respirăm, că ne otrăvesc ăștia non-stop.
fără nicio problemă. A, o să vedem noi și cu Ministerul Mediului, că avem știre. Da, da, da. Ce salarii au ei și ce respirăm noi. Și da, merge și ce treaba. Ce respirăm noi. Românii nu mai au nevoie de viză, iată, pentru Thailanda. Măsura a intrat în vigoare. De la jumătatea lunii, din 15 iulie mai precis, românii pot călători în Thailanda fără viză, dacă nu petrec în regat mai mult de 60 de zile. Înțeleg că și ăștia ne pun condiții. Păi, da, asta e. Da, Thailanda, păi ce? Thailanda e șmecherie, Thailand. Mare. Da, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că din 15, da, de la jumătatea acestei luni, Thailanda implementează decizia de a include România alături de alte state pe lista țărilor ai căror cetățeni pot călători în această țară fără a avea obligația obținerii vizei de intrare pentru o durată de până la 60. De vreți să stăm peste, nu știu avem ce nevoie se de viză. Abar nu, nu știu dacă avem nevoie sau se mai întâmplă altceva, nu știu. Dar până în 60 de zile, sigur, n-ai nevoie de viză. Ia să vedem ce precizează mai Ministerul Afacerilor Externe. Astfel, începând cu această dată, cetățenii români care călătoresc în regatul Thailandei în scop de turism sau de afaceri pentru o durată de maximum 60 de zile vor fi exceptați de la obligația obținerii unei vize de intrare. Decizia autorităților thailandeze este rezultatul demersurilor susținute de MAE. Deci nu că brută e. Tot e bun, mă. Da. Tot e. Inclusiv prin intermediul ambasadei României la Bangkok, care au vizat facilitarea procesului de eliminare a vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în scop turistic din această țară. Deși în prima parte a articolului se spune clar că Thailanda a implementat această decizie de a primi România alături de alte state. Da, ăștia, deci mai oricum ne-au luat la pachet. Da. Probabil mai au făcut lobby și pentru alte țări. Și adică pentru ei. Dacă tot ne-ați primit pe noi. Uite, mai avem și noi Albanie, o Bulgarie, o Rusie. Probabil în urma demersurilor ministerilor din fiecare țară primită acum. Da? Da, da, da. Deci Maia a făcut pentru România, Baie pentru Bulgaria, ăla pentru și așa mai departe. Hai să dăm o poză cu Thailanda pe natură. Da? Frumoasă, interesantă. Da, nu, e o țară frumoasă, tare de tot. E spectacol, e o țară spectaculoasă, da. Una dintre cele mai frumoase din Asia. S-au filmat scene din Avatar, parcă pe aici. Când te bagi în orașe, în zonele urbane, s-a schimbat lumea treaba. Nu pentru ceea ce vedeți dumneavoastră. Exact. Vine acolo, da? De-aia nu prea suferă Thailanda, fiind o țară care și-a clădit turismul pe sex. Și pe vânzare de sex. Nu-mi place. Da, e frumos în Thailanda. Și în Noua Zeelandă e frumos. Da. Acolo ăia nu și l-au clădit pe sex. Păi da, așa mai repede mai duce în Noua Zeelandă. Dar n-am bani. Bun. Hai să vedem, băi, în state când merge fără viză? În Noua Zeelandă, păi știi, în Noua Zeelandă te-a primit Thailanda acum, dar în Noua Zeelandă o să ajungi bubanul fără viză. După ce te criogenezi. Așa. Da? Ne criogenăm amândoi și ne desfac ăștia peste vreo 500 de ani. Atunci mergem și noi fără viză în Noua Zeelandă, de exemplu. Campanie națională pentru ca românii să poată merge în SUA fără viză. Asta e titlul apelului guvernului pentru cei care au călătorit deja în Statele Unite. Guvernul acum, mă rog, eu cred că vrea să atragă atenția, pentru că altfel nu înțeleg de ce au demarat ei campania asta. Guvernul României vrea să atragă atenția că el încearcă din răzputeri ca românii să circule, să călătorească fără viză în Statele Unite. Da? Păi dacă americanul nu vrea, indiferent ce faci tu, nu pleci fără viză și cu asta basta. Da? O logică este totuși, dar, nu știu, șansele de reușită așa sunt spre zero. Păi, vedem noi care este rolul celor care au călătorit deja. De ce guvernul îi pune pe ăștia să se activeze? E unul foarte important. Da. Dar România, zice-se, din toate criteriile pe care le-a avut de-a lungul timpului îndeplinit și pe care le-a îndeplinit, mai are unul. Așa. De dus la bun sfârșit, da? Pentru a putea elimina vizele. Da, pentru a fi inclus în programul Visa Waiver ăsta. Visa Waiver ăsta încă stă în picioare până când, atenție, pragul de refuz al eliberării vizelor, de care noi încă avem nevoie, o să scadă sub 3%. Deci în momentul în care, matematic, noi nu o să mai avem prag de refuz la eliberare de viză de 3, 3,5, 8, 9, 10, habar n-am cât e pragul. Nu. Nu, pragul rămâne. Tu trebuie să scadă sub 3%. Păi da, dar pragul rămâne. Pragul rămâne de 3%, că asta e ideea. Pragul rămâne. Americanii zic, bă, dacă vă prind peste pragul ăsta de 3%, nu vă dau viză. Păi da, asta zic. Da, dar tu ai zis să nu mai existe pragul. Nu. A, nu, nu. Pragul rămâne. Pragul rămâne. Deci trebuie ca oamenii români care se duc în Statele Unite
refuzați să fie sub 3%. E, cum am atins un 2,98, 2,99, liber, liber la program, eu așa înțeleg. Păi da, așa da. E. Da. Așa, bun. Iar la acesta pot contribui, la scăderea acestui prag, sub acest prag pot contribui cei care au obținut deja dreptul de a intra în SUA. Păi cum pot contribui? Că nu înțeleg, că americanii oricum au datele acolo. Cine a intrat, cine a obținut, cine n-a obținut. Da, vedem în articol cum pot contribui. Probabil, guvernul îi roagă pe ăștia, cred că le va da și bani. Bă, mai duceți-vă în Statele Unite, că voi oricum ați obținut și vă văd ăia. Da. Și în mod logic aveți șanse mai mari. Da? Păi iar facem, să obțineți. Iar facem românisme, cum l-a trimis Iohannis Pociucă locul lui la să... Bine, aia a fost altă șmecherie acolo, ăla n-avea ce căuta. Da. Cu, ăștia au ce căuta în Statele Unite, dar omul poate nu mai are treabă acolo. Și guvernul îi zice, bă, du-te totuși. Sau poate nu i-a plăcut. Du-te, bă, du-te că i-a ajuns pe ăștia alții care vor să plece și ei. Dar n-am, domne, treabă, uite, vorbesc cu mama, știi? Da. Ce vreau? Vreau să vorbesc cu mama. Da. Guvernul a lansat așadar un apel către cei care au obținut deja viza în Statele Unite. Și o să vedem ce a zis purtătorul de guvernul. Da. Na, imediat. Am revenit, salutăm încă o dată, suntem Bubanu și Pali. Gata, hai, mergem în Statele Unite fără viză. Ba. Dacă e, să-i credem pe cei din guvernul României care, iată, transpiră. Blood, sweat and tears pentru ei pe acest capitol. Ei fac tot posibilul ca românii să circule fără vize în Statele Unite și, bineînțeles, depinzând de oficialii Statelor Unite, guvernul face și el ce poate, guvernul României. Ce, să plouă? Se face că face ceva. Se plocorește și roagă, păi, hai, bre, vă rugă. Pe lângă asta, roagă oamenii care au fost deja în Statele Unite cu viză, de a obținut viza, să se mai ducă o dată, chiar dacă n-au treabă. Să scădem sub 3%. Ca să scadă prețul ăla de sub 3%, da. Că în mintea, oarecum logic, guvernului României, cei care s-au dus în Statele Unite se mai pot duce mult mai ușor decât aia care n-au fost niciodată. Corect. Dar probabil că sunt chiar în termenul ăla în care viza este valabilă. Da, da. Ok. Acum nu știu dacă se pune, dacă se ia în calcul asta. De către americani. Ia să vedem. Nu trebuie să stăm pe tânjală. Să ne gândim că putem face lucrul ăsta foarte mult timp. O să vedem. În ce ne spune guvernul, nu avem timp mult. Vreau să atrag atenția. Spune cineva, dar nu știu cine. Purtătorul de cuvânt, Mihai Constantin. Ah, domnul Mihai Constantin. De la guvern. Coleg de breazdă. Jurnalist pe vremuri la postul public de televiziune. Așa. Vreau să atrag atenția cetățenilor asupra unei campanii de informare care poate aduce României includerea în programul american Visa Waivers. Calificăm România. Asta e numele programului. Păi dacă ei s-au văzut că a mers cu euro. Bine, da. Cu euro, au văzut ce PR au avut acolo, da? Șef pe PR. Și au zis, bă, ce să punem noi la campania asta? Că e campanie. Să ne calificăm. Calificăm România, frate. Că merge, văd că a ținut. Eu zic că mai repede o calificăm la Mondialul în state decât aici. Da, mă rog, poate mă înșel. Cetățenii români nu vor mai avea nevoie de vize pentru a călători în Statele Unite. Măi, domnule Mihai, cum adică? Ne iei tare așa de la început. Atenție, da, că acum e interesant. Există o fereastră de oportunitate fără precedent care stă însă deschisă până pe 30 septembrie. Opa. Anul ăsta, deci se închide portalul dacă nu sărim în partenantă. Păi avem două luni și două zile, exact. Trei zile, nu, câteva zile. Pe scurt, zile. Este un apel din partea noastră, a guvernului, dar și al ambasadei americane. Uite, și americanii mă ne roagă, mă. Da, hai, da, mă, da, să da. Nu vă mai dăm viză, mă. A, e clar, deci dacă se bagă și americanii, da. Înseamnă că... Că nu. Asta se poate, nu. Că nu. Teoretic, da. Se poate lua în calcul treaba asta. A, da. Și că ne-ar ajuta, tot teoretic. Dar și al ambasadei americane la București, către cetățenii români care au orice tip de viză americană valabilă, s-au avut una care a expirat de cel mult 4 ani. De zile și apelul este: aplicați pentru reînnoirea vizei dumneavoastră de tip B1 sau B2. Viza va fi eliberată fără a mai trece, iată, prin procedura consulară de interviu. Și cu cât trec mai mulți pe lângă procedura asta consulară, cu atât scade. Tot scădem noi sub baremul ăla pus de state de 3%. Reînnoirea acestor vize va reduce pragul de refuzare de bărere de vize sub pragul de 3%, care este ultimul criteriu tehnic înainte ca țara noastră să fie inclusă în programul Visa Waiver prin votul Congresului de la Washington, care a spus să iau cu alte probleme. Okay. Lansăm chiar acum. Este operațională de foarte puțin timp și din nou sunt bucuros că pot anunța eu acest lucru. Nu eu, domnul Costanic. Pagina de internet dedicată acestei campanii, calificăromânia.ro. Eu cum văd .ro, eu intru. Eu intru, mă duc ca... Acolo dumneavoastră sau orice cetățean român
de pe planetă, uite-mă cum, da, ca să înțeleagă tot omul, da? Poate să afle mai multe informații și mai multe detalii despre acest program. Cancelaria prim-ministrului a realizat și un videoclip de conștientizare și informare care a fost urcat pe pagina calificămromânia.ro. Este important ca mesajul să ajungă la cât mai mulți cetățeni care se găsesc în categoriile eligibile menționate, pentru că numai împreună calificăm România în programul Visa, ăsta, Visa Waiver. Deci, eu cred că e Visa Waiver. Da, lăsați-mă un pic să înțeleg. Domnul Pari, domnul Deci Mihai. Dacă nu se implică ăștia care au obținut deja viza, de-aia România nu va scăpa. Eu înțeleg în felul următor. De viză. Oamenii ăștia trebuie să se lase sub un prag de 3% rată de refuz. De unde? Din totalul celor care la un moment care dat încearcă să obțină viza, da. Păi logic și de bun simț ca guvernul României să ne roage să nu ne mai ducem. Păi da, da, păi dacă nu ne ducem... Păi 3% din totalul păi acel. Da, și n-ai, nu se pune că n-ai 3% din zero, n-ai cum. Păi nu, să meargă 2-3. Să meargă 2-3. Aia, la sigur. Și da, bă, uite, rată 100%. Păi așa da, ne cheamă să mergem cât mai mulți. Cât mai mulți ăștia care au obținut viza. Care, da, că la fel de bine americanul poate să spun și dacă ai avut viză. Păi eu cred că, știi? Nu știu dacă... Că, bă, pa doua nu ți-o dau. Dacă 3% da, dar nu cred că dacă, păi dacă sunt 2, nu cred că se mai pune așa. Că păi zic americanii nu, păi pe nu. Ori e matematică, nu. Hai să vedem un pic din clipul ăsta, mi se pare amuzant. Da. Uite, aici România, calificăm România.ro. Da. Ia uite, normal începe. A, e cu fotbal? Da. Așa începe, dar nu. Asta e cu viza sau cu... E cu soccer sau cu fotbal? Da, soccer. Da. Da. Ok. Uite, și te explic acolo. 4 ani, pac, aplică pentru B1, B2. Ce a zis nena Mihai? Ia uite, ce, dă, ce de, familia, mă, frumos, familia da, tradițională, da, da. Uite ce frumos. Casa Alba, Ateneu, da, da. Pac, pac. Uite, nici nu știi. Ești în București aici? Unde ești? Ești la New York? Da. Uite. Odată ești la Ateneu și te trezești da, la Statuia Libertății. Nici nu știi cum ajungea. Cât am văzut noi clipul ăsta în America, au intrat pe căi legale 40.000 de mexicani. De mexicani, care se ocupă cu trafic de droguri. În câteva secunde, și da, cu alte mizerii de genul ăsta. Da. Dar noi, okay, de ce? Noi, până. Bun, hai, lasă că ce se mai transmite în comunicatul Guvernului României? Guvernul României s-a angajat să îndeplinească criterii tehnice de aderare la programul Visa Waiver până la data de 30 septembrie 2024, când se încheie anul fiscal american 2024. A, de-aia zice că e fereastra da, da, asta. Da. Eu credeam că e ceva alt, mult mai important, adică da, da, de care să ne agățăm ca o frânghie, ca un ajutor, să fi zis americanii, bă, până pe 30 septembrie faceți asta, că aveți șanse mult mai mari. Da. Nu, dar până pe 30 septembrie ne închide aia ușa de tot. Atunci, aia, nu că sunt șanse mai mari, o oportunitate. Da. Printre astea se numără și o rată de refuz sub 3% a vizelor SUA de tip B1, B2, afaceri și turism, acordate cetățenilor români în cursul anului fiscal 2024. Pentru reușita proiectului este esențial ca până la data de 30 septembrie 2024, cât mai mulți cetățeni români să-și renunească viza SUA. Ăsta e comunicatul guvernului. Da, mă, ideea e că americanul zice dacă noi... Practic, măsura decizională le aparține în proporție de 120%, nu de 100%. Americanilor, da. Și eu am crezut când au zis de fereastra asta de oportunitate că ăia de la ambasada Americii i-au zis lui Mihăiță. A? Și după aia el a transmis guvernului, da, bă, până pe 30 aveți fereastra asta de oportunitate. Adică aia care erau cei mai ai dreacu de vă picau, dorm. Sau sunt în concediu. Sau da, sunt în concediu. Da, da, da. Sau duceți-vă repede acum. Dar nu, aia este data pe care o știam de 100.000 de ani. 30 septembrie 2024, anul fiscal american se încheie. Dacă până atunci n-ați rezolvat-o cu 3%, la revedere. Da. Ce oportunitate. E, uite o oportunitate când ține doar de noi. Da. Și nu mai are nimeni nimic de spus, bă, ne descurcăm bine de tot. Sporuri de 1.000 de lei pe lună la Ministerul Mediului pentru, atenție, complexitatea muncii. Uite, spuneam lui Dragoș mai devreme în prima parte, bă, muncim și muncim, aia trebuie să facem, da? Asta în titlu e prins doar sporul pentru complexitatea muncii. În total, o să vedem, sunt 3 sporuri, ciudățele, da, cel da, puțin. Da, da. Le primești și șoferii, să vă zicem. E posibil ca, ca din toate ministerele să fie oamenii care muncesc și mai mulți șoferi. Aici n-ar fi o problemă, da, da, șoferi. Pe bune, zicem, adică. Da, care muncesc.
De unde avem? De pe Newsweek.ro. Da. La Ministerul Mediului, angajații primesc două tipuri de sporuri absurde și imorale. Bă, mă mir că da, presa... sunt trei, o să vedem, da, mă mir că în presa de azi mai pot scrie așa ceva, da, cum absurd, da, și imoral. Da. Unul e sporul pentru condiții vătămătoare, o, la Ministerul, da, Mediului, da? Da. Iar celălalt este spor pentru complexitatea muncii. Cele două sporuri sumează 2500 de lei pe lună. Mai, bă, brut, nu e sumă, că e brut. Ei. O să vedem că sunt, da, sume brute astea. La finalul verii trecute, premierul Ciolacu anunța că a procedat la o mare reducere cu salariile bugetarilor și că începe austeritatea pentru angajații la stat. Sanchi. Deja tăiase el, nu mai erau festivaluri, da, nu mai erau petreceri, nimic. Da? Newsweek și-a exprimat scepticismul și a adus argumente că sporurile vor rămâne în picioare, fiind afectați extrem de puțin bugetari. Da, o să, da, vedem noi. Uite, de exemplu, tot ei au un articol aici și ne-am adus aminte, pensiile speciale și sporurile rămân aproape intacte după măsurile de austeritate. Deci e de râsul lumii. Da, minciună de asta aruncată în față doar. Bun. Prima măsură luată de guvernul Ciolacu la final de august a fost plafonarea sporului pentru condiții vătămătoare la 1500 de lei pe lună de angajat. Azi, bă, i-a mai făcut mult. I-a făcut praf. Mai mult de 1500 nu bani. Vă-ți pupa. Nu, mai mult de 1500 de lei bani pe care să vi dau degeaba. Deci nu veți pupa. Voi nu o, da, să pupa. Da. Newsweek a scris atunci, oamenii au văzut logic, da, adevărul. Bă, nu mai vorbi, bă, Ciolacu la iurea prostie așa, da? Newsweek a scris că 95% dintre bugetari iau mai puțin de 1500 de lei. Da. Drept spor de ăsta pentru condiții vătămătoare de muncă. Logic, au rămas cu acest spor imoral și în așa zisele vremuri de austeritate. Păi, core. Ei oricum luau mai puțin, da, degeaba a plafonat ăla, da? Cum? Hai. Da. Newsweek a scris că toți bugetarii, în jur de 1.300.000 de oameni, primesc acest spor pentru condiții grele de muncă, chiar dacă lucrează din birou, de exemplu. Și au arătat că aceste sporuri pentru condiții vătămătoare sunt luate, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, pentru boli fictive. Expunere la praf. A? De unde și vorba aia, ești praf, țăndă. Da. La lumină. Păi stai, bă, frate, îți dai seama ăla care lucrează în Ministerul Mediului la birou. Păi uite să, da. Cum se gândește el așa, bă, ce aș vrea să fiu în mină acum. Nu, da, în beznă, în întuneric, să lucrez și eu în niște condiții normale, mă, frate, că m-am săturat să îmi distrug sănătatea să lucrez în lumină. Dar poate sunt vampiri, la Ministerul Mediului și vampiri. Deci du și mie mapa asta, te rog, până și vezi cum pică de la carne, urlă, până praf, se face așa. La undele de la computer ori imprimantă, da? Asta este pericol, da, gândesc ei. Bun. Da. Păi e că, la, cum am văzut că știu unii să lucreze pe calculator, fac prostimarea dacă îi lași de capul lor. Am mai văzut, angajează ăștia prin ministere, uitați pe acolo, de pile și relații, de multe mandate. Rămași, că sunt prinde să strecoară. Da, 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 da. Era un nene și mai de la televizor, avea 280 de ani. Da, ăla riscă să fie luat la bătaie de către computer. Da. Și da, e spor. Deci ce-i face computerului omul ăla, de ăla computerul zice, bă, ia mai, dă-te, bă, frate, bau! Și dă una direct. La... și atunci omul ia spor de periculozitate că îl bate computerul, îl bate laptopul, PC-ul sau ce. Inovație la Ministerul Mediului. Asta de ce? Inovație, asta e inovație, bineînțeles, cu ghilimele, scriu cei de la, da, Newsweek. La Ministerul Mediului, toți angajații iau spor pentru condiții vătămătoare. Directorii, șoferii, referinții... Referinții, da. Referinții, scrie, da, aici, mă rog. Consilierii au primit certificat oficial din care reiese că, la muncă, le este pusă viața în pericol. Mă, bă, clar, ce vrei? Vorbind, oricăruia dintre noi, la un moment dat, din viața ți se pusă în pericol de în orice secundă, da, de când ai ieșit pe lumea asta până te duci de-a dura, viața ta e pusă în pericol. Nu știu, emisiunea aia, 1001 moduri de a muri, de-a nu știu, muri. Era foarte tare, nu mai dă nimeni, păcat. Și da, un film foarte tare pe care, da, îl recomand, Darwin Awards. Da. Da. Mai vechiut, când se făcea tot pe ideea asta? E fix pe ideea asta. Da. Cele mai stupide moduri de a muri. Da, 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 foarte tare. Darwin Awards. Urmăriți, da, de pe vremea când se mai făceau filme bune cu umor negru, cu... Da. Angajații, ia, mai primesc două tipuri de sporuri. Deci un spor să plictisește. Deci vezi, sunt trei? Da. În total. Unii dintre ei, uite, iau sporuri pentru că lucrează cu fonduri europene. Pff, alea radiații, frate, ce? Te omoară. 50% din salariu. Deci ăsta care lucrează cu fonduri europene, cu bani europene, la în fiecare seară
înainte să-și pupe soția, îi deschide aia ușa, că nici nu mai vede să bage cheia, atât de obosit, de zăpăcit. Da, îi deschide aia ușa și zice, scuze un pic, și scui pe sânge și după aia o pupă. Scui pe euro. Da. Deci atât de paradit e ăla care lucrează cu fonduri europene. În general, șefii, zice seara, avea da. Scorul ăsta. Un secretar general, de exemplu, are 17.000 de lei salariu și pe lângă ăștia mai încasează 7.500 de lei spor pentru că lucrează cu fonduri europene. Dar ce fac rău la gât astea? Păi nu ți-am zis că sunt radioactive? Da. Astea te omoară, te rup. Da. Păi de-aia n-avem noi parte în seamă. Plus că te și ciupesc așa, au venin, au zis că e aia jelly box. Da, viespea de mare. Da, ciupi și zici că te-a dat fierul de călcat pe tine. Toți angajații primesc un al treilea tip de spor. Deci nu numai șefii, ăstea cu șmecherii, cu lucrează cu bani europeni, doar ei, șmecherii, primesc, da? E, da, toți angajații primesc un al treilea spor, foarte rar acordat în instituțiile statului. Dar la Ministerul Mediului se poate, da? Da. La fel de imoral și care se numește spor pentru complexitatea muncii. Păi stai, care e al... A, da, e practic al treilea spor, că nu știam de ăsta cu șefii care lucrează cu bani europeni. Deci avem spor, condiții vătămătoare, complexitatea muncii și bani europeni. Bun, hai să vedem cum arată o grilă de salarizare la Ministerul Mediului, ca consilier. Ok. Deci nu e cine știe ce post, știi? Consilierul practic nu face nimic. Deci consilierul cuiva, e clar că în România nu face nimic. Consilier... Cum zice, personalul neesențial. Da. Da, să iasă afară, îi mai auzi pe ăștia în filme. Da. Personalul neesențial să părăsească încăperea. Ăsta este primul, consilier. Consilier, da. Salariu, 7.800. Hai, mă, că merge. Da, la care se mai adaugă 1.170, ăsta este spor pentru complexitatea muncii, deși el nu face nimic. 15% din salariu. Da. Și 1.135, spor condiții vătămătoare. Sunt oameni pentru care pentru banii ăștia, banii din sporul doar, își rup cârca la propriu o lună de zi. Muncesc o lună. Da. Secretar de stat, secretar general adjunct. Nu, da, secretar creștem. General adjunct, da. Creștem. Salariu, 13.635, da. La care adăugăm 2.046, spor pentru complexitatea muncii, că și sporul ăsta... Da, 15% din salariu. 15% e mai mare, în cazul ăsta, salariul e mai mare, da? Păi da. Așa, și 1.106 lei, spor condiții vătămătoare. Uite, vezi? Ăsta ia mai puțin decât ia un consilier simplu. Da. La condiții vătămătoare. Pentru că, probabil, consilierul lucrează într-un mediu... Mai toxic. Mai extrem de toxic, da, da. Bun. Auditor. Salariu. 1.499. Bă, zi, bă, 1.500. La care se adaugă 1.170, spor complexitatea muncii, 15% din salariu. Așa. Uite, auditorul. Și 1.343 de lei, spor condiții vătămătoare. Ăștia... Au, așa că ăștia ne fac din vorbe. Au, auditorul ăsta, auditorul până acum lucrează într-un mediu cu pericol cel mai mare. Ne fac din vorbe. Deci, mă întorc un pic, consilierul, complexitatea muncii, 15% salariu, 1.170. Auditorul, tot 1.170. Dar salariul are 1.499. 15% normal trebuie să fie mai mult. Dar nu contează că n-avem timp, trecem mai departe. Dar șofer. 4.911 lei, da? 10 lei, dai 10 lei la șofer, la restul, cum era în bancul restul... ăla cu blonda, de aia zis bărbatul când vin gunoi. Blonda, tare de tot, dar păi n-avem cum. Aici la șofer îi mai dau ăștia 756 de lei spor pentru complexitatea muncii și 672 de lei spor pentru condiții vătămătoare. Sumele astea toate sunt brute, deci nu sunt chiar atât de mari pe cât par. Da. De ce se dă sporul ăsta de complexitatea muncii? Funcționarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale beneficiază pentru complexitatea muncii de o majorare a salariului de bază de 15%. Așa zice legea. Da. De-aia se dă. Că tu întrebi de ce se dă. Păi nu, dacă așa zice legea, asta nu înseamnă că și explică de ce se dă concret. Da? Ce naiba mediu toxic și îi pune viața în pericolare la că lucrează în lumină, mă, frate. Eșec în supravegherea urșilor, ca să ne aducem aminte că este proaspătă treaba asta, da? Criminalii acum împușcă urși cu legea în mână. Da? Și Ministerul Mediului e răspunzător direct, una dintre părțile răspunzătoare. Ministerul Mediului ar fi trebuit să supravegheze modul în care este aplicat Planul Național pentru Gestionarea Urșilor, dar acest lucru nu s-a întâmplat, da? Ei trebuiau să fie parte a unei soluții. Da.
ca problema urșilor să fie rezolvată. Soluția nu e împușcarea lor, da? Așa cum ați luat-o voi repede, că vreți și voi și UE, mama UE. Ministrul mediului nu avea voie decât să citească un... Nu avea nevoie decât să citească un document din 2018 care se intitulează Plan Național din 28 iunie 2018 de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România și pe care îl găsește și în articolul celor de la Newsweek, da? Și au pus un link aici. Da, mă, poate vrea acum ministrul săracu. Dar e prea târziu, că na, el n-a vrut nu de prost, n-a vrut nici de leneș, n-a vrut nici că n-a știut din neștiință, n-a vrut pentru că n-a vrut să se uite că știau că trebuie să se ajungă la asta. Din acest document reiese că România are cu 4.000 de urși peste capacitatea sa de management. Și tot din document poate identifica instituțiile care ar trebui să se ocupe de această problemă. Ministerul Mediului, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea, și Agenția Națională de Protecție a Mediului. Păi și cu 4.000 de capete de animali feroce peste ceea ce am putea susține noi în mod normal. Nu e clar că oamenii ăștia au o muncă plină de pericole. Păi da, cum? Din birou de acolo, îți dai seama cât de periculos e să semnezi niște de-astea, da bă, împușcați urși și gata. E periculos să semnezi așa normal. Ceva. Oh. Bun, repede Burduja. Că de aici ne-am luat cine bagă mașina de spălat, scoate energia din sistem. Burduja, două puncte, dacă un român vrea să facă un bine din perspectiva sistemului energetic, ar trebui să nu pornească mașina de spălat seara, așa zice Burduja, citat de Digi24. Ministrul Energiei, Sebastian Sebi, a zis că una dintre măsurile care ar putea fi luate în contextul caniculei, bine, ea a trecut între timp, dar nu se știe când revin. Pentru a ajuta sistemul energetic național, ar fi ca seara, în vârf de consum, să nu fie pornite aparatele mari consumatoare de energie. Bravo. Și zice așa, Sebi. E un subiect sensibil. De ce? El știe. Da. Pentru că într-o altă epocă, românilor li s-au restrâns aceste drepturi pe care într-o țară civilizată ar trebui să le ai. El zice că, bă, românul nu mai suporta cu să stea la cozi, să nu mai aibă lumină. Să... Nu, bă, atunci erau comuniștii, nenorociții de comuniști care ne impuneau astea, dar pe față, fără niciun fel de vrăjeală, ne opreau lumina și gata, n-aveam ce să facem. E, acum sunt neocomuniștii, da, puși de sistemul ăsta ca să conducă planeta, tot pământul, iar voi, Sebi, și toți ceilalți, sunteți sclavilor. Da? Acum sunt neocomuniștii care ne conduc și care ne opresc lumina, dar pe vrăjeală, nu pe față. Mie îmi place că asta e diferența. Îmi place că Sebi își aduce aminte așa de alte epoci care românilor ni se restrângeau dreptul. Măi, Sebi, acum 4 ani de zile, dacă ieșeam să-mi iau pâine în afara orilor impuse de voi, mă legam minția pe stradă. Lăsați-mă recului cu, Doamne, iartă-mă, cu ipocrizia asta și cu vrăjelile astea. Ci se e cu vrăjeală. Bă, ne-ați restrâns toate drepturile cu mizeria de pandemie pe care ați fabricat-o. Nu voi, că nu vă ducea capul pe voi. Aia de acolo. Și nici nu aveau autoritate. Da. S-o ne-ați restrâns toate drepturile la zero. Le-ați dus pe toate la zero. Și acum spuneți mie că e un subiect sensibil, că românilor este oprea curentul pe vreme. Da. E, asta înseamnă vrăjeala. Păi asta înseamnă vrăjeala, da? Pe care o înghită încă mulți oameni, ăia de-i denumim noi, spălați pe creier. Ce mai ce Sebi? Deci ar trebui să ai dreptul să-ți aprinzi lumina. Deci nu că ai dreptul, ar trebui să ai dreptul. Da? Să pui mașina de spălat rufe când dorești. Nu mai Sebi, că pui când poți, mă, tată, că dacă noi mai și muncim spre deosebire de voi, noi mai venim și la ore de-astea improprii pentru unii acasă, gen 6 după amiaza, 7, și când să bag mașina? Da? E adevărat, uite ce mai ce Sebi. Din perspectiva sistemului energetic național, dacă un român vrea să facă un bine, ar trebui să nu pornească mașina de spălat rufe sau de spălat vase sau alți consumatori în acest vârf de seară. Deci între ora 18 și ora 21 ar putea face acest lucru. Okay. Dar voi de ce n-ați putut face astfel încât noi ani de zile să ne novim de sintama băieților deștepți din energie? Da. Un sector de unde s-a furat în draș și în spume. Da? Și acum spui tu mie să nu bag, bă, nu că tot eu trebuie să fac ceva. Nu voi rușine. Sebi a subliniat că alte state mai avansate decât noi. Există așa ceva? Premiază consumatorul care are un asemenea comportament. Păi premiați, bă, și voi. Normal. Păi iată ce vrăjeală, tu zici că ăla poate să facă. Ia dă-mi și mie bani și nu mai bag mașina de spălat. Păi oricum eu pierd bani din cauza hoției voastre, da? Pierd bani că îmi stricați sculele, îmi opris curentul aiurea. Da? Eu pierd bani. Hai, dăm bani, Sebi,
Și pe cuvânt de onoare că nu mai bag mașina între 6 și 9. Uite, cu sticlele va ieși. Stă lumea la cozi, cu saci de peturi, cu ochi. Da, el a ieșit vrăjeala, că și asta e vrăjeala și da. Mi-a părut rău că s-a terminat timpul. Nu știu ce mai facem cu Sebastian ăsta, că m-am enervat deja. Că n-am făcut poză. Noua vrăjeală, da, cu roretur, redreș pe capul vostru să fie, că mă enervez rău de tot. Nu știu cum se numește vrăjeala aia cu salva planeta, cu nu știu ce. Faceți, mă, sticle, mă, din sticlă, mă, cum se făcea înainte. Nu era picior de plastic pe lume. Eu cu bubanul am făcut plasticul, l-am inventat pe lume. Nu pot. Nu tot voi, sistemul, mă, nemernicilor. Și acum îmi spuneți mie că eu sunt vinovat? Da? Bun. La roretur, cum se cheamă ei acolo, au apărut niște A4 frumos așa puse de către magazine care dau vina pe reprezentanții roretur. Nu știu dacă așa se numește, că atât de scârbă mie de asta, de nu știu cum îi zice. E un sistem și ei scriu acolo, aparatul nu mai funcționează pentru că este plin din cauza celor de la roretur care n-au venit să-l golească. Asta e, dar e vrăjeală și aici. S-ar putea ca în unele cazuri să fie adevărată. Da. Dar de multe, de cele mai multe ori, toate aparatele astea nu merg. Bă, cel puțin în Ploiești, în zona centrală, asta am văzut. Ba că este defect, scrie simplu defect. Acum am văzut vrăjeala asta cu roretur că n-au venit aia și este plin și nu mai încape. Ba, altă dată l-am găsit scos din priză de tot, fără niciun bilet pe el. Da. Bă, era mort, nu mai era nimic. Păi cum salvăm, bă, băieți, planeta? Da? Hai ca să vedem pe ce planetă trăim, încheiem așa cu o știre pe care poate o vom discuta. Snoop Dogg va purta torța olimpică înaintea ceremoniei de deschidere la Jocurile Olimpice din Paris. Nu cred! Da, uite. Poate discutăm și despre asta. Ok. Da. Bun. Păi de asta vezi că până când ți-o poartă 3 metri, că dacă ăsta îl pui să alege 100 de metri, ți-o fumează. Într-o 100 de metri ți-o termină pe toată torța aia, ți-o fumează direct. E bine că nu a fost ales un promotor al consumului de droguri la nivel global. Da. La nivel global. Păi unde cei mai cunoscuți? Fumător de joint-uri. De toate, de da. Ce vrei și pentru ce nu vrei. A purtat torța, frumos, da. Mi-e place lumea a purtat torța celui care se cheamă cel mai important eveniment sportiv al omenirii. Da. Sportiv, atenție. E frumos. Da. L-am lăsat pe Burdujan, dă-l încolo. Da, deci ai reținut colegul, da? Domnule, dacă vrei să faci un bine sistemului energetic, nu mai băga mașină. Domnul Burduja, al dracu să fiu de vămin și cu asta închem. Uite, la râu mă duc. La râu mă duc. Te ia mediul după aia. Aoleu, stai cu te ia ministerul mediului, colegul, da? Spăr cu leșie. O mână spală pe alta, da. Da, asta ca sistemul energetic să nu se blocheze. Cam așa e. Da. Suntem Bubanu și Pali. Bye, bye. Hai, stingeți televizoarea mai repede. Mai stați cu ele.